Prima țară care va introduce obligativitatea vaccinării anticovid pentru toți cei peste 18 ani de la începutul lui februarie este Austria. Noua măsură ar urma să aibă o fază de adaptare, care să le permită celor reticenți să se vaccineze până la jumătatea lunii martie. Așa cum era prevăzut, vom face vaccinarea obligatorie de la începutul lui februarie pentru cei de peste 18 ani, a declarat la Viena, în cadrul unei conferințe de presă, șeful conservator al guvernului care conduce țara împreună cu ecologiștii. Am o părere foarte proastă. Nu poate să mă oblige mine să mă vaccinez. Nu, asta este tot. Nu mă obligă nimeni și nu mă vaccinez. Nu mă vaccinez și nu mă vaccinez. Da, nu ce să fac. Da, și eu sunt vaccinat. Pfizer, m-am vaccinat. Dar vi se pare normal ca cineva să vă oblige să o faci? Dacă te vaccinezi, e mai bine. Dacă nu și te îmbolnăvești, capeți multe complicații. Guvernul austriac justifică această măsură rară prin aglomerarea spitalelor și din dorința de a atinge o rată de vaccinare de 90%, care ar permite, potrivit experților săi, atingerea unei imunități colective. Perfect. Așa trebuie să facem toți. Să ne vaccinăm. Vaccinul e gratuit și e benefic. Ne salvează de deces. Nu sunt de acord cu așa ceva. Nu sunt de acord. Considerați că fiecare ar trebui să aleagă pentru el? Da. Fiecare să aleagă opțiunea lui. Dar nu sunt de acord cu impunerea vaccinării obligatorie. Excepții sunt prevăzute pentru femeile însărcinate și toate persoanele care nu pot fi vaccinate din motive medicale. Sesizarea acestor excepții în Registrul Național al Vaccinărilor nu va fi posibilă decât începând din aprilie, a avertizat organismul însărcinat cu colectarea datelor. Potrivit cifrelor guvernului, 5,8 milioane de locuitori din această țară a Europei Centrale, care numără 7,4 milioane de persoane, eligibile pentru vaccinare, dispuneau de un certificat vaccinal la zi.